Iulia Opran merge zilnic la serviciu cu bicicleta. Ajunge la job fix în 22 de minute, într-un București foarte aglomerat și cu șoferi nervoși. Bicicleta asta am primit-o cadou de un Crăciun. A fost cel mai fain cadou pe care l-am primit vreodată. Se spune că bărbații au o relație specială cu mașinile lor. Uneori sunt mult mai atenți cu ele decât cu iubitele sau cu soțiile. Cum e relația dintre o femeie și bicicleta pe care o folosește? Se spune că ne plac femeile, dar iubim mașinile. Cred că este valabil și pentru mine. Iubesc și mașinile și îmi iubesc și bicicleta. Am foarte mare grijă de ea. O curăț foarte des, o ung foarte des. N-am făcut niciodată pană și asta pentru că sunt cauciucurile noi și în general cu un cauciuc nou nu faci pană. Am tot ce am nevoie. Bineînțeles, am toate sistemele de semnalizare. Inclusiv pe cauciuc are o inserție luminoasă care se vede noaptea, la fel și mergi pe geacă. Merg în fiecare seară cu ea, pentru că ajung destul de târziu și acum se întunecă de vreme, este normal să mă prindă noaptea. Nu plec fără să am echipamentul complet. Este foarte greu să fii biciclist în trafic în București. Am fost cu bicicleta prin țară, la turele de anduranță, cum spuneam, și am întâlnit și oameni foarte atenți. Doar că Bucureștiul este altceva. Bucureștiul, din păcate, este o junglă. Dacă poți să faci față aceste provocări, traficul din București, cred că poți face față oricărei provocări. Nu e ușor, dar dacă pleci zen de acasă și ești hotărât să-ți fie bine, pentru că foarte rar o să vezi un biciclist supărat, nervos, morocănos. Veșnicii sunt cu zâmbetul pe buze. Dacă pleci așa și rămâi așa, asta e important. E importantă atitudinea ta. Să nu fii nici tu hotărât să te cerți la fiecare doi pași pe care îi faci. De câte ori ai căzut cu ea? Am căzut la o tură de anduranță anul trecut și am căzut cei drept tot anul trecut pe o linie de tramvai, pentru că bordurile în București nu sunt deloc construite în așa fel încât să poți să le curs, să le cobor cum trebuie, la fel și linia de tramvai sunt foarte ridicate. Din nefericire, atunci mi s-a blocat frâna pe spate și am plonjat. Și atunci mi-am explicat de fapt și de ce este atât de necesară casca pentru bicicletă. Nu merg fără cască, nu merg fără echipament de protecție, adică sunt conștientă pentru că până la urmă e vorba de viața mea. Și sunt foarte puțini bicicliști care sunt kamikaze, cum le spun eu, care sar pur și simplu și nu-mi pasă. Nu, pentru că toți ținem la viața noastră și pe noi ne așteaptă cineva acasă. Eu eram obișnuită cu altfel de căști, căștile care îmbracă tot capul, de la raliuri, de la motociclete. Purtați căștile de bicicletă chiar și în oraș. Cum reacționează oamenii din jur atunci când te văd căzând, chiar și de două ori? Să știi că au reacționat foarte bine. A venit o domnișoară și m-a ajutat să mă ridic de pe linia de tramvai unde am căzut. După care și-a cerut scuze că mi-a luat bicicleta și a pus-o pe trotuar, că a îndrăznit să o ia de acolo, ea vrând de fapt să mă ajute. Bineînțeles că eu m-am bucurat că a fost acolo, că m-a ajutat, pentru că în prima clipă când cazi este bine să rămâi câteva secunde să-ți revii. Norocul meu a fost că la momentul ăla era gol orașul, era liber și nu s-a întâmplat altceva, dar oamenii sunt destul de atenți. Ai avut vreodată senzația de teamă atunci când te-ai urcat pe o bicicletă și să te avânți în traficul infernal dimineața în capitală? Da, am avut astfel de întâmplări, chiar de curând am avut o astfel de întâmplare cu un autobuz care nu avea nicio problemă, că eu eram pe prima bandă și era o pistă care nu mai e omologată pe Mihai Bravo. Am întrebat la un moment dat un polițist pe care l-am întâlnit în cale. I-am arătat mașina, autobuzul care era în cauză. I-am spus ce mi s-a întâmplat și mi-a spus inclusiv polițistul că n-am ce căuta pe prima bandă, că trebuie să merg pe pistă, el neștiind că acea pistă nu mai e valabilă. Și într-adevăr îți cam stă inima. Mi s-au întâmplat și lucruri frumoase. Mi s-a întâmplat să fiu la semafor, în echipamentul de ciclism, bineînțeles că arată într-un fel și au venit doi domni lângă mine cu mașina, au deschis geamurile, vai ce fain e bicicleta, dar de unde e, dar ce marcă, dar din ce țară, dar de unde provine, ca la final să-mi spună să urez o zi bună, au fost foarte eleganți, dar să știți că vă stă foarte bine în echipament, adică a fost drăguț. Spune-mi, mergi cu ea și Ana, nu? Da.
Cum te vezi cu oceanul? Foarte bine. Ce drept va trebui curând să-mi schimb caociucurile. Sunt de șosea, sunt randonor și vor trebui caociucuri de mountain bike. O să fie fain, pentru că și iarna trecută am reușit să trec peste. Acum, sinceră să fiu, eu mai am un secret. Atâta vreme cât este zăpadă foarte mare și este normal să nu ai ce căuta cu bicicleta în trafic, pentru că îți pui viața în pericol și nu sunt genul de kamikaze. Cum se pedalează pe o porțiune plină cu gheață? Nu frânez niciodată. Ca la mașini. Exact, nu frânez niciodată. Încerc să mergi cât mai drept, să nu schimbi, să nu tragi de ghidon stânga-dreapta, pentru că atunci e foarte posibil să zbori. Foarte multă atenție. Din păcate, în București, bicicliștii nu sunt văzuți cu prietenie așa, nici de autorități, pentru că sunt prea puține piste. De fapt, singura pistă omologată este cea de pe Victoriei. Șoferii sunt foarte încruntați când ne văd. Aproape că am ajuns să mă mir și să mă bucur când văd un șofer care îmi face loc și îmi zâmbește. Mi se pare că am câștigat un război când se întâmplă lucrul ăsta. Așa ar fi pista de pe Calea Victoriei, dar și acolo oamenii cu ochii în telefon, până nu le dai un claxon, nu te văd, te ignoră. Și un sfat așa de la mine, pentru că merg zilnic cu bicicleta, încercați să mai lăsați mașinile acasă, pentru aerul pe care îl respirați voi și copiii voștri și pentru sănătatea pe care vă dă mersul pe bicicletă. Și uitați-vă în jur, sunt foarte mulți bicicliști care încă zâmbesc. Mersul pe bicicletă te face fericit. Eu am impresia câteodată că am aripi.